Bine ați venit la un nou curs. Și ce v-a convins să vă înscrieți aici? Dorința mea e să aflu mai multe. Îl felicit pe Enache Bogdan pentru că la cursul trecut a câștigat o tabletă grafică. Da, azi a ajuns. Care este numele domnului care prezintă cursul? Nenea Victor. Fost o experiență care pot să zic că a fost unică, pentru că am avut ocazia să lucrez cu niște copii foarte cuminți și foarte atenți, care au depășit orice limită. Am început un fel de firmă unde fac tricouri, mă rog, design-uri, și le pun pe tricouri, panorace, chiar și măști. Ce vârstă ai? 13 ani. Sunt sigur că o să ajungă cât mai departe posibil. Cum putem crea un blog și ce ar vrea fiecare dintre voi să facă, de fapt? Ca să intru în manualul de control, trebuie să pun username-ul admin urmat de parolă. O să pun aici ceva text, probabil nu are nicio culoare și pot să o schimb. Un șobolan de pădure ce făcea parte din familia arvicolinelor, care trăia într-o scorbură împreună cu cei trei frați ai săi, șobolăneii de pădure, speriat că măselele lui creșteau în continuu, a decis să meargă la dentist luni dimineața. Pentru mine acesta a fost primul curs desfășurat online la care am participat ca și trainer. A fost o experiență cu siguranță interesantă, lucrurile au mers mult mai bine decât mă așteptam. Copiii au fost extrem de implicați și au creat niște bloguri super faine. Cu siguranță această experiență intră în categoria celor pe care le-aș repeta cu mare drag. Eu am făcut deja și pagina a doua. Foarte drăguță, Iona. Frumos, chiar da. 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 Bun, deci am învățat astăzi nou. Cum să punem un, nu știu, emoticon, unii nu se descurcau. Acordeon. Am pus acordeon de imagine. Foarte bine. Bună, eu sunt Doriana, lucrez la Societe General și sunt voluntar din partea partenerului acestui proiect Societe General. M-am identificat foarte mult cu proiectul ăsta pentru că și eu mi-am descoperit pasiunea asta când eram foarte mică. Mi-am dat seama că n-am mai interacționat de mult cu copii de vârsta asta. Când eram eu mică, făceam tot felul de proiecte pe la Consiliul Elevilor. Acum nu mai reușeam nici cum să fiu amuzantă, era așa. Doriana și eu am încercat să fiu amuzantă, dar cred că doar Georgiana a reușit dintre noi trei. A fost prima care a primit follow pe Instagram, pe toate alea. Nina și Victor mi s-au părut geniali, deci chiar a fost super ca și speaker. Copiii mi s-au părut absolut geniali și mi s-au părut că sunt super smart așa. Ce cuvinte frumoase! Eu am avut emoții aproape în fiecare zi, de fapt în fiecare zi. Cu mine viața e o poezie. Fetelor, ați avut cele mai faine joculețe de seama copiii. Deci astea de astăzi, vai că venea mie să mă joc! Da, nu mă așteptam să aibă atâtea preocupări din zona limbajelor de programare, adică atunci când am auzit că, hei, da, eu am învățat niște chestii de Python și tot așa, eram, oh my god, de ce am auzit din astea în facultate și... Râdeți voi, da, voi știți câte like-uri și follow-uri și-am primit în ultimul timp de la copii? Mai vreau, mai facem. Ai înțeles?